Am avut scurt. Urmează centrarea. Mingea lovește bara. Nedelcearu și e gol. Este gol pentru Dinamo. Minutul 26. Înscrie tânărul Nedelcearu. Mingea ricoșează din bară. Vedem și pe Adrian Mutu în acea lojă. Iată centrarea, lovitura de cap a lui Nemeț. Nu-mi dau seama ce a vrut să facă Stratum, dacă a crezut că acea minge se va duce în afara terenului sau pur și simplu nu a putut să intervină. Trebuie să fie atent, are trei galbene. Antun Palici centrează pentru Nemeț, lasă acea minge, gol! Marici, 2-0, Dinamo, bară gol! A doua reușită a fundașului de 29 de ani din Croația, marcase și cu Iașiul. Foarte inteligent Nemeț, lasă acel balon pentru Marici. Încă o dată, în cadru cu loja oficialilor Dinamo Vis, să vedem faza. Minge bătută în spate pentru Palici. Nemeț lasă acea minge și înscrie. Acum poate șuta Cătălin Doman. Doman trage și înscrie gol! Gol Timișoara! 2-1 pentru Dinamo. Ce bine a bătut Cătălin Doman. Este primul gol din acest sezon pentru decarul de pe Bega. Și se aude poli-poli din tribune. Avem încă o reluare cu această intervenție a lui Marici asupra lui Bărbuț și penaltiul transformat de Doman.